Oare putem să-i dăm combination play până moare înainte să... Astăzi pe Railcraft o să fac cea mai puternică armură din joc și apoi voi merge să mă lupt cu cel mai puternic dragon pe care l-a văzut planeta Pământ. Este vorba despre dragonul legendar de gheață care este extrem de puternic, ok? Așa că apăsați butonul de like și știu ce o să ziceți, dar Pink, nu uita că noi ți-am explicat că armura, că Dragon Steel, frate, nu este armură de Dragon Steel pe versiunea asta a jocului, ok? M-am interesat. Mi-ați spus cum se face, aparent o chestie suspectă de o construiești așa, știi, un fel de cub de 3x3 cu multe blocuri. Dar nu este pe versiunea asta de Railcraft, este aparent pe o versiune beta care nici măcar nu prea există și practic trebuie să dai update la modul de dragon și la nu știu ce. Hai că fac eu asta, băieți, nu! Nu, și dacă era pe versiunea de joc, trebuia să pot să găsesc armura aici și așa și să scriu ceva și să-mi arate armura și să nu-mi arate o rețetă, că până la urmă nu craftez armura aia într-un crafting table să-ți arate o rețetă, dar trebuia să se afle aici și nu se află, deci nu am armură de Dragon Steel. Așa că cea mai puternică armură este asta de golem. Și mai am nevoie de niște Acacia Wood și de Red Sandstone Stairs pentru armura asta. Și asta nu e atât de greu, sincer. Nu e atât de greu. Haideți să scăpăm de Nether World-ul ăsta care este foarte cringe. Hai să nu-l lăsăm acolo și nici aici. Uite aici, perfect. Să ne luăm shulker boxurile. Să mergem să îl summonăm pe Marcel și trebuie să plecăm în căutarea unor copaci. Și a unui deșert de la roșu. Și dacă nu mă înșel, deșertul roșu este undeva în direcția asta, la o distanță destul de mare. Copaci de aia nu știu unde găsesc, dar bănuiesc că dacă merg și merg și merg și apăsați butonul de like și apăsați butonul de like și apăsați butonul de like și mă urmăriți pe Instagram, la un moment dat o să găsesc un baiem cu copaci de aia de acacia. Și mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, oameni buni, nu uitați să lăsați un comentariu acolo și a jos pentru că aveți șansa să apăreți pe ecran și mai farmăm și noi un algoritm acolo, băi, deșertul roșu, asta îmi place să văd și cred că trebuie să... Iau niște nisip, după calculele mele, deci îmi trebuie 3 și cu încă 3, asta înseamnă... Anyway, o să iau acest nisip roșu pentru că dacă l-am luat pe... Alea nu sunt blocuri direct de red sand ca să nu mai trebuiască să... Oh. Ei! Yo, aici era spawner de scheleți de ea de... Ei! Ei! Oh, nici măcar nu mai e nevoie, că gen le-am luat direct. Dar ce Dumnezeu sunteți voi, mă? Și ce e cu această piramidă care spunează scheleți de-aia de... Oh, nu pot să fii serios. Scheleți de-aia de frig, gen, cum să vă explic eu vouă. Dar aici e deșert. Asta îmi place să văd. Nu mi-am luat un topor cu mine, nu? Te rog să fie ceva interesant aici, măcar un crafting table. Oh, am văzut un crafting table, bun, 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 bun. Bă, deci dacă am crafting table nu e problemă. Bă, da, este o ușă aici. Ok. Oh! Yes, bun, și cu ăsta facem toporul de piatră, s-a dărâmat. A venit apa și l-a luat, pentru că este hoață apa și apa ia ce nu îi se cuvine, aș putea să spun. Da, mă, n-ai văzut când vin, cum îi zice, inundațiile? Repede vine apa și ia tot ce nu-i a ei și asta e destul de cringe. Apa fură. Ok, pică copacule și dăm și mie un d-ăsta. Ok, bun, punem aici. Și dacă nu mă înșel, astea sunt toate chestiile necesare pentru a face armura aia super OP. Mă, ar trebui odată să-mi setez spawn point-ul ăsta în patul de acasă, dar nu m-am gândit să dorm. Iar acum nu mai este noapte. Ok. Marcele, te teleportezi și tu la mine sau? Asta vreau să văd. Bun, mergem acasă și vedem cum se craftează cea mai OP armură, pentru că acum am, cred eu, literalmente tot ce îmi trebuie. Ignorați găurile de aici, a trebuit să iau gravelul ăla ca să fac săgeți. Acolo nu pot să le craftez, dacă nu e aici... Ah, ha, ha, ha. Și nu-ți se consumă crafting rune-ul. Ah, asta e super bine. Bun, am prima bucată
de cea mai puternică armură din joc, oameni buni. O să punem pantalonii, uite aici. Iar ăsta de aici cred eu că este chestplate-ul, ia să vedem. Nu, este casca. Pentru casca asta, bă, să știi că nu-mi trebuie multe chestii foarte suspecte. Nu am piele de epure și nu am jungle door, deci trebuie să găsesc o junglă pentru... pe bune, dude. Ce fel de turn e ăsta? Cred că e un turn mai suspect, că de ăsta n-am mai văzut până acum. Cu foc? Cu scări pe mijloc? Ok, hai să-l marcăm pe hartă ca fiind ceva foarte based, unde trebuie să venim, pentru că sunt foarte curios dacă este turn suspect. Dacă este mai bun decât un turn normal, că n-are cum să fie la fel de slab ca un turn normal, nu se poate. Ia uite ce e aici. Mamă! Am găsit biomul legendar. Acum, unde Dumnezeule mare este dragonul ăla nemernic? Unde m-am bătut cu el? Undeva în zona asta, nu? Că văd că aici, ca... Oh, e fix acolo! Oh, acum îl văd. Doarme! Cred eu că putem să... Marcele, rămâi și tu acolo, da? Cred eu că putem să... Iar e noapte. Bă, nu se poate, bă, pe jocul ăsta mereu e noapte când vrei să faci ceva, să nu mai fie alte creaturi. Ok, o să sumonăm... Dispari? Așa. O să sumonăm două de-astea. Uite așa. Și acum două de-astea. Și o să sumonăm și un de-asta. Uite așa. Ca să fie încă o chestie zburătoare. Și acum repede la ăsta. Și acum... Oare putem să-i dăm combination play până moare înainte să... What? Huh? No way, Jose! No way, Jose! Băi, rămăsese viața mică de data trecută? Ok, haide să... trebuia să... Da, nu, nu putem să colectăm sânge, că după aia nu mai... Sau puteam să colectăm puțin sânge și după aia să... ok. Bă, ce am obținut? Am obținut inima lui, oase de dragon, am luat un craniu și carnea și frozen dirt. Ăsta-i cringe, nu ne trebuie așa ceva, nu? Uite! Dragon scales de safir! Mamă, ce-mi plac safirele, băieți! Frozen grass, frozen dirt. Marcele, ia hai și tu înapoi, că efectiv este foarte cringe situația asta. Am crezut că o să fie o luptă mai epică, dar m-am dus, dormea, i-am dat 2-3 bucăți și după aia dragonul era ceva gen, ok, I guess I'll die. Ok. E bine, sunt destul de sigur că mai sunt dragoni de gheață pe aici, iar ăia cel mai probabil o să fie mult mai puternici, pentru că o să aibă viața full, pentru că nu i-a mai lovit nimeni. Uite, încă unul iese, încă unul iese, 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 iese. Problema e că ăsta se crede based și zboară în loc să stea pe pământ ca să pot să-i dau cu sabia mea OP. Și asta nu știu cum o să funcționeze. De exemplu, vreau să sumonez din nou două de... Bă, dar nu veni în direcția asta, lasă-mă! Așa, două de astea și acum două de astea. Așa, să facem benchuri. Ok, bun. Și acum... Ok, am dat după el. Oh, Marcel, fugi! Fugi, Marcel! Ești mort. Ok. Coboară-te jos să ne batem! Știi ce? Ce-ar fi să dăm un... tu m-ai luat în gură! Un măr de aur voiam. Unde e? Mă-i bat? Yo.
What? Dragonii sunt cringe, nu sunt based. Sunt mai slabi decât ăia de foc. Deși mi-au dat un pic de minci. Ok, asta este adevărat și practic acum eu cu ce zbor acasă, că Marcel e mort, 2 minute stă pe tușă. Aoleu. O să trebuiască să merg cu picioarele, ceea ce e cam cringe dacă mă întrebați pe mine. Poate o să vedem un alt dragon. Poate. Gata, am luat-o. A fost mai greu să iau apă aici în biome ăsta stupid și să o beau decât să mă bat cu dragonul. Anyway, o să dăm un golden apple de precauție, că și așa am mult. Mă, dar încetează. Ok, golden apple. Nu? Băi, s-a răzgândit, nu mai vine în direcția asta. Bun, domnule dragon, ce-i zice să... Aproape că am... Eu sunt doi! Uh-oh. Bun, o să facem un banshee și acum o să avem suficient pentru încă un banshee. Come on, nu e suficient, nu? Come on, vreau să mă bat cu dragonul, încarcă-te! Summoning stuff, stupid! Marcele, cum ai venit aici, că n-au trecut 2 minute? Ok. Haideți după mine, repede. Gata, l-am atacat, bun. Nu e ziua bună a lui Marcel. Nu e ziua bună a lui Marcel. Marcel a avut zile mai bune în viața asta. Vrei să te dai jos? Dar de ce arde? De ce ardea? Că eu efectiv... Bă, dar n-am o sticlă la mine, mă, să iau și sânge, bă, ești nebun. Dar nu m-am gândit că o să găsesc atât de mult și că o să-i farmez, efectiv. Eu mă gândeam că... Bă, mă duc, e luptă epică cu unul, da, ce avem aici, ce era ăsta? Era... Tot de safir, era albastru, nu? Ăștia sunt de stage 3 toți, da. Ce cringe, ce cringe. Așa. Ei bine, am rezolvat cu treaba asta. Asta dacă îl spargem nu dă apă, nu? Ok, minunat. Vreau să beau niște apă și o să pun, uite aici, așa. O să fie lag. Ce Dumnezeu se află aici? Hello. Oh, minunat. Dați-vă de aici că vreau să văd ce se află în chesturi, că sunt foarte curios. O rună. Ok. Și aparent absolut nimic interesant în afară de runa aia și de... Bă, da, de unde tot apăreți, bro? Hello, nimfă. Au să dăm și mie niște heal că... What the... Ăla, nu știu de unde a mai apărut. Cum fulgeră e din soare afară? Se mă, așa, dacă mă lovesc, iau foc? Dacă mă lovesc, iau foc. Cred că am ceva pe mine, mă. Am vreun enchant sau ceva. Ok, celălalt dragon este acolo, ceea ce înseamnă că ar trebui să mergem aici, să-l batem pe ăsta, că e enervant, să facem așa. Și acum să realizăm că iară n-avem apă, bro. Safirele astea bănuiesc că sunt destul de... Ok. Cuiburile astea sunt atât de cringe și au efectiv zero loot. Bă, dragonule, treci tu încoace, nu vezi că ți-am furat din cuib? Sau era poate cuibul altui dragon, da. Așa. Unde s-a dus? A, uite la cine, ok. Dispari pe Iangăne că am treabă. Efectiv ar trebui să scap de ăsta. Și acum să fac, uite așa. Și să aștept să coboare, mă gândesc. Hai să dăm și un măr de aur. Așa. Apă, văd niște apă și cred că mai bine beau de aici. Mi s-a pus floarea aia stupidă în mână. Marcel, ce faci? Lasă-l! Ok. Marcele, ce Dumnezeu voiai să faci? Explică-mi care era logica din spatele lucrului pe care voiai să-l faci. Ha? Explică-mi. Bă, dar nu mai am spații în inventarul ăsta, bă, de ce nebunie? Ok, nu vreau snowball-uri. Bă, am
What? Ăsta e blue? Cum să fie la blue? Se vede de la o poștă că este efectiv alb aproape. Și zice că la albastru e de fapt de safir. Mamă, ce daltonist. E creatorul modpack-ului, băieți, hai că, hai că e albastru, hai că da. Bă, am bătut 4 dragoni de gheață, cum s-ar zice. Ce e acest monstru? Zic eu ce, este mort. Este mort și așa o să rămână. Cum intru și eu în ăsta, mă? Ce Dumnezeu se aude? Oh, hello, băieți, nu vă supărați dacă fac și-o jap și jap și jap și jap. Ce Dumnezeu e aici? Poate e vreun loc de la capcană. De asta muzicală. Poate e vreun loc de la capcană. Asta nu ar fi destul de based. Vreau să ies afară de aici. E încă unul de Jesus Christ. 5 dragoni într-un singur biome. Oh, ăsta doarme. Stați așa că ăsta nu știe ce l-așteaptă. Dă-te așa. Și gen facem așa, după care, Marcele, unde Dumnezeu te duci, mă? Unde te cari? După care vreau să fac una and două, după care una and două, perfect, după care un d-ăsta spunat aici în mod ironic. Încetează. Și încetează și tu, deși nu făceai absolut nimic. Bun, haideți băieții, pe furiș, pe furiș, pe furiș. Pe furiș și acum mai dăm, dați-i, dați-i băieți. Băi, știi ce? E un pic trist că nu am vreun, cum îi zice, vreun waypoint de la pe aici. Ca să las dragonul acilea și să vin să iau Ice Dragon, ceva, unde-i frate? Unde-i sticluța cu chestii? Uite acilea, ăsta e, Ice Dragon Blood. Oh, oh, nu mă speria. Nu știu exact dacă armele de gheață de dragon sunt poate un pic mai bune decât alea normale. Se pare că astea când ataci ceva cu ele îl îngheață sau ceva, dar focul e destul de bun. Nu știu dacă vreau arme de gheață. Săracul de el, băieți. Săracul de el, cum zace acolo. Asta îmi place să văd, durere și suferință. Cred că ar trebui să arunc ceva din inventarul ăsta. Dragon Scales Silver. Ok. O să arunc medikitul ăla și o să fac uite așa, ca să pot să lutez și dragonul ăsta. Come on, dăm și restul de... Ce Dumnezeu am luat? Așa, dăm și restul de chestii. Asta e un pic cam cringe. Și acolo în depărtare. Ce este gen fix? Oh my god, e încă unul. Nu cred! Știi ce? Nu cred că îmi trebuie safirele. Vreau floricica asta. Cum să fie, mă, încă unul? Deci este ireal! Cât de mulți dragoni sunt! Rămâi aici, dragonule. Nu știi absolut nimic. Nu știi absolut nimic! Nu știi absolut nimic! Ăsta rezistă un pic. N-a mai rezistat. Este mort. Bă, dar ia încetează! Bă, ce Dumnezeu sunteți atât de mulți aici! Mi-este sete, băieți. Vreau și o să găsesc niște apă. Bă, și ce? Eu cred că pe ăsta nu-l mai lutez. Eu cred că pe ăsta o să-l trec undeva pe hartă. Bă, dar încetați, că nu văd! Încetați, dude! Ok, o să... Vreau aici să pun apa asta și să beau. Ok. Unde veniți? Unde veniți? Oh, nebunilor, nu dau autografe. Ce Dumnezeu e aia? Mamă, cum au atacat ăștia, frate. Nu puteau să-și vadă de treaba lor. Deci, după cum spuneam, cred că vreau să pun pe Atlas. Uite aici. Uite, fix aici unde mă aflu eu. Un... Băi, ești nesimțit. Băi, ești nesimțit. Ok. După cum... am pus, ok. Ar trebui să îmi aduc aminte că aici este un dragon pe care l-am omorât și nu l-am lutat. Pentru că vreau să vin să iau sânge de la el. Dacă aș putea cumva să scot poțiunea asta stupidă de recall
din sticlă și să păstrez o sticlă, ar fi o treabă. Dar după aia aș avea numai o singură sticlă de sânge de sat de dragon și asta ar fi cam cringe. Nu am gheață sau ceva pe aici. E unul de la foarte rapid. Ok, ei bine, am bătut suficient dragonii. Cât s-au... Am bătut suficient dragoni, pe bune vă zic, nu mai bat altul. O chestie albastră acolo. Așa că o să beau această poțiune, o să apăs pe ăsta, o să apăs acasă și... Este noapte, hai repede să dorm ca să nu mai trebuiască să mă teleportez o două ori pe fiecare dată când vreau să dau recall potion. Somn, perfect. Și aventura asta a fost un succes mai mare decât credeam că o să fie, da? Asta e bine. Chiar mă, cineva a zis că ar trebui să o scot pe șopârlesca afară din cornul ăla și gen să-i dau cu shift click dreapta sau ceva că-i setează casa. Uite aici am pus asta. Ok, bun. Și Dragon Staff o să vreau la mine în cazul în care o să fie util. O să punem astea înapoi și stai să scăpăm de toate aceste cranii și de toate... Aoleo, ce e aici? Ce Dumnezeu, ce am lăsat Dragon Trip-ul aici? De ce am lăsat prostia aia de carte? Bro, nu mai am loc în chestul cu chestii de dragon. Deci, ziceați să o scot pe șopârlesca afară și să-i dau shift-click dreapta cu... Jap, ok. Is dragon position? Oh, ok. Nice, am setat casa aici, al șopârlesca. Și acum... Probabil o să se întoarcă acasă dacă pleacă, nu? Dar șopârlesca este un pic cam... Bă, îmi strici casa! Casa mea! Recolta de grâu pe care nu aveam de când să o iau de pe pământ! Oleu! Ce mă jucă? Da, după cum spuneam, voiam să iau astea. Să scap de oasele. Mamă, cât de multe oase! Că acum, bă, Iisuse Hristoase, bă, am farmat bine de tot dragonia aia. Bă, deci le-am băgat mortul în casă grav de tot, ce n-au văzut băieții fermă mai mare nici la... Ce, băi, nu-ți băga ca... Ai spart fereastra! Oi, casa mea, stop, bro!